Cel mai mare spital din Moldova și-a luat măsuri suplimentare pentru a preveni tragedii precum cele de la Spitalul Județean Piatra Neamț și Institutul Național Matei Balș. Spitalul Sfântul Spiridon a angajat o firmă privată de pompieri care se află în permanență în unitatea medicală. Peste 20 de persoane au murit în urma celor două incendii produse în ultimele 3 luni la Spitalul Județean Piatra Neamț și Institutul Matei Balș. Pentru a preîntâmpina astfel de tragedii, Spitalul Sfântul Spiridon și-a luat măsuri de precauție suplimentare. Spitalul Sfântul Spiridon a întocmit și respectat un plan de măsuri care include mai multe puncte. Unul dintre ele este prezența unui serviciu privat pentru stingerea incendiilor și pentru prevenție, care are 3 pompieri angajați acestui serviciu privat, care asigură permanența 24 de ore din 24. Iar dacă este vorba despre un incendiu, dacă el ar apărea, ar interveni în primul rând împreună cu personalul medical. Personalul medical are un plan de exerciții care au fost făcute în luna decembrie, în primul rând în clinica suport COVID, acolo unde sunt pacienții mobilizați la pat, ce trebuie evacuați cu patul sau cu căruciorul. De asemenea, au fost verificate prizele și stingătoarele și au fost achiziționate încă 150 de stingătoare. Există contracte de service pe instalațiile de fluide și reparațiile și înlocuirea zonelor a instalațiilor care trebuie să fie înlocuite se face permanent. S-a făcut și decembrie, s-a făcut și în ianuarie și continuă. În județul Iași sunt 67 de clădiri ce aparțin unităților medicale. 22 dintre acestea au autorizație de securitate la incendiu, iar mai bine de jumătate, respectiv 35 de clădiri, au nevoie de o astfel de autorizație. Toate secțiile de ATI au fost verificate după incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț. În urma controalelor s-au constatat numeroase probleme în unitățile medicale din Iași. Lipsa sau nerespectarea în totalitate a autorizațiilor de securitate la incendiu emise, ca urmare a reamenajărilor spațiilor pentru noile secții COVID. Instalații electrice se utilizau în stare uzată, existau circuite supraîncărcate sau chiar improvizații. La unele clădiri, instalații de detecție semnalizare nu funcționează corespunzător sau nu sunt realizate lucrări de mentenanță. Controlele din spitale au fost efectuate în lunile decembrie și ianuarie, dar ele se vor derula și în perioada următoare.